Avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să regretăm că am greșit. România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că ori să-mi crească aripi ascuțite până la nori. Reamăresc, zei din cele două capitale te înalță, te laudă mult. Mi-a fost cândva și mie dor de lucrul sufletului lor. Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereți exteriori sau alte obiecte care pot vătăma. Nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Subiecte din Gorj pentru gorjenii. Pasul spre Europa, doar la Tele 3, marți și vineri, între 17 și 18. Sunt Daniela Gapșa și vă aștept la Pasul spre Europa cu dezvăluiri, investiții, probleme, dar și o altă viziune a județului direct de la autoritățile locale. Așadar, nu uita, marți și vineri, între 17 și 18, Pasul spre Europa. Tu ești mulțumit de societatea în care trăiești? Ei sunt fericiți în societatea pe care o conduc. Pot să mă și laud puțin, dacă îmi dați voie? Că fac, dar spun din suflet și din inimă. Seara încă o dată, noi ne mai salutăm o dată. Tu plătești taxe și impozite. Căutați-vă în buzunare, acum fiecare. Ei gestionează banii publici și iau decizii pentru tine. Noi... acolo la guvern, să știți că avem pericolul ăsta. Gândim de fiecare dată sume mari, nu știu câte milioane. Te simți reprezentat, protejat și respectat în țara ta? Da, și îi spusei să vă caute, deci dacă nu vă caută astăzi, mâine, păi mâine vă caut. Dumneavoastră, ca tocmai de aceea, vă rog mult de tot și dumneavoastră. Dar principalul vinovat este, zic eu, Traian Băsescu. Mă rog, acolo. Dilemele zilei cu Irina Stoian. Bună seara, bine ne-am regăsit dilemele zilei. În toiul verii, politicienii nu se duc la plajă sau merg la plajă, merg la răcoare, dar atunci când se întorc, trebuie neapărat să o pună de o strategie. Ei bine, strategiile din ultima perioadă fac ca în multe partide să izbucnească și scandaluri. Scandaluri interne, inerente, bineînțeles, și le-am văzut în ultima perioadă atât în zona puterii cât și în zona opoziției. De ce sunt atât de interesați politicienii noștri de strategiile politice și cine se ocupă în această perioadă de problemele adevărate ale oamenilor? Am văzut o statistică dată publicității de o agenție națională, conform căreia domnii din Parlamentul României, senatori și deputați, în 5 luni au muncit efectiv în plen 39 de zile la un program de 8 ore. O să încercăm să aflăm în seara aceasta ce au făcut și în restul timpului parlamentarii, adică aleșii noștri, ai dumneavoastră, ai tuturor, pentru că avem un parlamentar invitat în această seară, doamna Niculina Mocioi, deputat PNL. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Este la dilemele zilei în această seară și Andrei Novac, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor. Mulțumesc mult pentru prezență. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Doamna Mocioi, vreau să încep cu dumneavoastră pentru că noi am dat încă de aseară această informație, bineînțeles, preluată de pe un flux național. Da. Și îi rog pe colegii din emisie, dacă au pregătit materialul, să-l revedem. Pentru că au mers colegii mei astăzi la câteva cabinete parlamentare pentru a vedea ce fac aleșii atunci când sunt în vacanță. Și nu doar că nu i-au găsit acolo, dar la unele dintre ele ușile erau închise, programul, bineînțeles, fiind unul normal. Adică la un cabinet parlamentar trebuie să fie în permanență cineva, măcar un secretar, o secretară sau un șef de cabinet, care ulterior poate să ajungă secretar general în Ministerul Justiției. Haideți să vedem materialul. În 5 luni, parlamentarii au muncit mai puțin de 2, calculat la un program de 8 ore. Conform informațiilor publicate de agenția Mediafax, aleșii au fost prezenți în plen 39 de zile în aproximativ jumătate de an. Cu toate acestea, deputații au primit lunar indemnizații de aproape 1000 de euro, adică 4 salarii minime pe economie. Jurnaliștii Tele3 au mers azi să vadă dacă la cabinetele parlamentare, pentru care se alocă până la 10.000 de lei, este activitate și dacă senatorii și deputații se deranjează să treacă pe la birourile la care ar trebui să țină și audiențe. Prima încercare, prima ușă închisă. Cabinetul deputatului PSD Mihai Weber era ferecat după orele 10, deși programul afișat pe ușă arăta că există program cu publicul. Senatorul PNL Tudor Barbu nu a fost nici el de găsit. Fost membru PPDD și fost membru PC, parlamentarul a recunoscut într-o intervenție telefonică la postul Tele3 că nu se deranjează să treacă prea des pe la cabinetul parlamentar, iar în prima jumătate a anului nu a fost prezent nici măcar o dată, acolo unde ar fi trebuit să țină și audiențe. Secretara a încercat astăzi să-i găsească un alibi. Nu este în oraș. Nu este? Este la București. Și uitați să găsim. Pentru un moment nu știu, dar dacă va veni săptămâna viitoare. Un alt cabinet parlamentar, aceeași situație. La biroul senatorului Mihnea Costoiu nu erau nici șeful, nici angajații. Anual, cei 11 parlamentari, senatori și deputați trimiși de Gorjeni în forul legislativ costă statul aproximativ 3 milioane de lei, adică 30 de miliarde de lei vechi. Aici sunt incluse lefurile senatorilor și deputaților, costurile cu cabinetele parlamentare, diurnele, deplasările, cazarea în capitală și chiar facturile la telefonia mobilă. Da, am văzut câteva dintre cabinetele parlamentare, bineînțeles, pentru că unele dintre ele nu sunt în municipiul Târgu Jiu. La altele știm că era câte cineva pe acolo. Doamna Mocioi, ce fac parlamentarii în vacanță și în perioada în care sunt în vacanță din Parlament, trebuie să-și închidă și cabinetele parlamentare? Și bun, dacă le închid, mai primesc bani pentru ele? Bun, acum depinde foarte mult ce înțelege fiecare ales să facă în perioada de vară. Eu vă spun ce am înțeles eu să fac în vacanțele parlamentare. Sigur, ca orice om și eu îmi iau una, două săptămâni de concediu. În rest, pot fi găsită la cabinet, așa cum este și în această perioadă. Primesc oamenii în audiență, merg în teritoriu. Asta nu înseamnă că, fiind vacanță parlamentară, înțeleg să nu mai trec deloc în perioada de vară pe la cabinet. Nu am cum să fac acest lucru pentru că am un birou acolo, acolo pot să lucrez și liniștit, acolo pot să primesc și oamenii care vin cu probleme. Bun. Sigur că în toată această perioadă îți sunt decontate cheltuielile pe cabinet, pentru că nu ai cum să închizi cabinetul pe perioada de vară. Ai atunci, angajați, ai chirie de plătit. Cum explicați că unele cabinete erau închise? Eu v-am spus cum înțeleg eu vacanța parlamentară. Poate că s-a nimerit ca în această perioadă domnii deputați senatori să fie în acea perioadă de concediu. Nu știu.
Nu caut eu o justificare aici. Bine, fiecare dintre... poate este parlamentarul exact. Fiecare, în vacanță, da, în concediu, dar un... angajații de la cabinet asta sunt spun. Și ei sau i-a luat cu el în vacanță? E prea mult. Asta înseamnă că nu trebuie să fie oricum cabinetul închis, trebuie să ai pe cineva acolo, că este o secretară, că este un consilier. Câți angajați sunt pe un cabinet parlamentar? Depinde. Poți să ai 1, 2, 3, 4 angajați. Depinde. Care, bineînțeles, nu merg toți în același timp în concediu. Nu merg toți în același timp în concediu. O parte din angajați poți să-i ai strict pe cabinet, poți să ai la fel consilier care, de care ai nevoie în sesiunile parlamentare la București. Așa cum este cazul meu. Nu am doar strict angajați la Târgu Jiu. Dar asta înseamnă că fac în așa fel încât să am cabinetul deschis și să am o permanență acolo, pentru orice problemă. Domnule Novac, ce fac acești parlamentari? Îi rog pe colegi să schimbe și titlurile odată cu subiectul. Ce fac parlamentarii noștri pe care îi plătim de fapt? Pentru că am văzut, atunci când este vorba de propriile interese, cum a fost acea situație în care a trebuit să se voteze un proiect pentru niște sporuri la pensie, au venit foarte mulți în plen, în Parlament. Ei vin mai puțin, așa, trec mai rar pe acolo. Ei, de data aceea, au fost foarte mulți. Când a trebuit să ia vacanță mai devreme, când a trebuit să-și aprobe niște libere, iarăși au votat cu câte mâini au putut. Când este vorba de cetățean, lipsesc cu desăvârșire, oricât de sublime ar fi ei. Bun, aici se deschid foarte multe teme de discuție, din păcate, și cele mai multe dintre aceste teme nu sunt favorabile celor care sunt în Parlament, celor care au fost sau celor care o să fie. Din păcate, foarte mulți dintre ei nu fac nimica. Și nu doar pentru faptul că nu i-ați găsit la cabinetele parlamentare, pentru că asta mi se pare o problemă mai puțin gravă. Și o să vă spun și de ce. Nu o să mă intereseze niciodată. Mi se pare foarte grav atâta timp cât se alocă niște bani. Este adevărat, așa este. Pentru ca acele cabinete să fie deschise. Știți care e problema? Problema este că nu se face nimica. Faptul că ei lipsesc la un moment dat, vreau să argumentez lucrul ăsta, este similar în orice fel de profesie. Nu este important că stai de dimineața până seara undeva dacă în perioada aia tu nu faci nimica. Important e ce faci. Hai să-ți acordăm libertatea asta, ținând cont de faptul că fiind un parlamentar, așa cum e un director sau un manager sau un ministru, programul de lucru și îl poate schimba așa cum vrea. Faptul că oamenii care vor să vorbească cu ei nu reușesc să-i găsească este un lucru foarte grav. Dar și mai grav este că acești oameni, din păcate, nu au niciun fel de proiect. Eu v-am mai spus tot timpul și asta va fi marea mea durere vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în România, este că oamenii care conduc această țară și care sunt trimiși acolo să o conducă de către cetățenii de rând, nu au niciun fel de proiect pentru această țară. Vedeți, dumneavoastră, a existat și eu am să o repet tot timpul, chiar dacă poate pentru cei care se uită la noi, pentru mulți dintre ei, pare un lucru ciudat. A existat un singur proiect adevărat de țară în România de-a lungul timpului, acela de a reîntregi integritatea teritorială a României. Din păcate, acea generație de intelectuali și acea generație de parlamentari, mulți dintre ei, se regăsesc astăzi, datorită unei legi votate de acești oameni și de acești oameni despre care vorbim, și care incriminează, este absolut fabulos, după ce în Parlamentul României a fost condamnat comunismul, apare o lege care spune că procesele, care este o nenorocire, vă spun sincer, nu există stat pe pământul ăsta care să-și bată joc de niște oameni care într-adevăr au făcut ceva pentru statul respectiv, așa cum își bate joc România. E o lege care pedepsește și cu pușcăria de la 3 la 3 ani și spune că procesele în care mari intelectuali ai României, și mi-asum chestia asta, au fost condamnați de comuniști pentru antisemitism, mulți dintre ei pentru idei. Dacă discutăm despre libertatea ideilor, nimeni nu este absurd să spună că ceea ce a făcut Hitler sau ceea ce au făcut legionarii este un lucru normal. Au fost crime, dar care crime fiecare le face nume personal. Nu pot fi acuzate organizații întregi pentru fapte pe care oamenii le comit în mod individual.
Revin, acești oameni spun că procesele astea, comunismul, repet, a fost condamnat, au fost perfect legale. Și ajungem la un paradox și oameni cum era Dugir, cum e Iustin Pârvu, părintele Iustin Pârvu, Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, astăzi sunt pasibili de a fi interziși ca imagine sau ca, cum să spun eu, cultivarea unei anume personalități pentru că au fost antisemiți și nu. Este foarte important să-i condamnăm, să-i scoatem în afara legii. Eliade, Lucian Blaga, Cioran, dacă o să spun în continuu, Nae Ionescu. Repet, generația lui Nae Ionescu este acea generație care a dat României șansa de a fi astăzi un stat integru. Deci problema mea este într-adevăr că acești oameni nu fac nimic, că ei nu i-ați găsit astăzi, poate o să vină mâine și o să stea toată ziua. Eu vreau să fiu sigur pe mine și pe, cum să spun, pe oamenii care mă reprezintă în Parlament, că ei sunt foarte atenți când se întâmplă astfel de lucruri. Nu spune bine, nimeni, acum nu știu vreau de să știți, nu. Nu, dar nu se poate să se voteze în unanimitate așa ceva. Și să nu stai atent o lege care e plină de texte agramate și așa mai departe. Nu mai discutăm de conținutul ei și de modul bine, în care poți să condamn. Nu, stați puțin. Cum poți să condamn pe cineva? Nu, dar vreau să spun. Cum poți să condamn pe cineva? Stați puțin, acești oameni nu sunt criminali. Eliade n-a omorât pe nimeni. Nu poate fi condamnat la nesfârșit pentru niște idei care poate au fost greșite la un moment dat. Dar în esență acești oameni și-au iubit țara și au murit în pușcările comuniste pentru Dumnezeu și pentru limba română. Nu se poate așa ceva. De fapt, noi mai condamnăm o dată. Am condamnat comunismul și acum spunem că procesele păreau niște, cum să spun, niște mascarade absolute. Alea au fost legale, că ei au fost condamnați. Deci ei astăzi sunt practic scoși în afara istoriei. De către o societate și nu numai parlamentarii vinovați. Aici întreaga societate. Eu n-am văzut decât 2-3 emisiuni. Mă scuzați, pe B1 și că așa a fost. Bine. Împărtășesc opinia colegului meu de platou până la un anumit punct. Dumneavoastră știți foarte bine că nu va retroactiva această lege și în niciun caz nu se va răsfrânge a celor care deja nu mai sunt. Da. Bun. Asta odată. Am să știți că am citit și eu acea lege. Știu ce prevede în mare. Care e problema? Știu că nu într-adevăr interzice au fost deja condamnați, au să folosești exact. Interzice să folosești însemne, să folosești idei antisemite și așa mai departe, dar legea este pentru viitor. Am înțeles. Bun. Dar noi condamnăm cu această lege oameni care au fost condamnați, adică reluăm condamnarea care a fost dat în timpul comunismului. Repet, comunismul a fost condamnat. Nu poți să condamni ceva și apoi să spui, de fapt, noi vorbim de prezent. Nu mai dai legi pentru ce a fost. Apoi, n-aș vrea să picați și dumneavoastră în patima de a generaliza. Nu generalizez. Asta odată. Vă spun că în Parlament sunt și oameni care au determinare, au viziune și au dorința de a face așa ceva. Acum că politicile în general se fac la nivel ministerial, asta dumneavoastră cu siguranță știți. Da. Un simplu deputat, dacă vine cu un amendament pe o lege, și se întâmplă asta des, nu are nicio șansă ca acel amendament să treacă. Bun, eu aș vedea lucrurile altfel. Este cu adevărat nevoie de un consens politic pe temele mari. Am așa rezolvat este. Educația, am făcut o reformă în educație? Nu. Bun. Vedem acum problema cu codului fiscal. Odată reduceri de taxe, este nevoie, este adevărat, dar nu vii totodată și cu o lege a salarizării a bugetarilor fără să ai un impact. Așa este, nu? Ce vreau economic să vă spun eu? Nu. A lipsit dezbaterea da. Publică. Asta este da, și asta este un mare păcat, asta e adevărat. Asta și asta este un mare care lipsește păcat de fiecare dată. Pentru că cetățeanul, până la urmă, trebuie să fie în centru. Legile le faci pentru cetățean. Să știți că eu nu sunt supărat pe deputați, eu sunt supărat pe societatea civilă care nu există în România. Doarme. Pentru că poate, să spunem, sunt niște oameni, poate să greșească. Toți în acele. Eu n-am spus, eu am foarte mulți amici care sunt parlamentari și oameni de toată isprava care au inițiative. Fac, n-am spus, n-am putut să generalizăm, asta am și spus și de cabinete. Da. Nu putem să spunem dacă nu găsim un om de 2-10 ori că nu face nimica. El poate face, pe mine mă deranjează. Dar nu se vede. Dar dacă nu se vede, dar dacă nu se vede, poate că face, dar dacă nu se vede, câte circumstanțe atenuante să-i dăm acelui om?
domnul Barbu, cel despre care se făcea vorbire în materialul colegilor mei, a declarat așa cu nonșalanță la o emisiune aici la Tele3 că, într-adevăr, în prima jumătate a anului, adică în 6 luni, nu a ținut nicio audiență, nu a trecut pe la cabinetul parlamentar din Târgu Jiu. Bun, eu nu pot să vă spun de câte ori a fost domnul senator Barbu să-și țină audiențele, pentru că nu știu. Dar pot să vă spun că este un senator activ și asta se vede doar dacă accesați pagina Senatului. Acum, ca orice om, poate cu toții avem păcate, nu știu. Dar eu vă spun că dumnealui este senator, un parlamentar domnul activ în Parlamentul senator României. Ar trebui să și expună dacă are idei și proiecte. Corect, asta ține de dumnealui. Că este activ la unele posturi TV. Acum nu, și pe este și moștenirea și pe dezbateri în Parlament, să știți. De jobului pe care l-a avut. Dar un lucru foarte important în ultima perioadă, mulți dintre aleșii neamului, senatori și deputați, au rămas fără mandate. De ce? Pentru că au avut probleme cu justiția. Este adevărat. Sunt zeci de astfel de cazuri în Parlamentul României. Și da. Atunci... Da, chiar s-a făcut și o statistică. Cam 10% din parlamentari sunt în diverse etape ale procesuale. Proces. Da. Este sau nu o problemă atunci când un parlamentar ajunge să fie cercetat, urmărit penal sau reținut? Este cu siguranță o problemă și, și eu sper că, iată că o să vină din nou un an electoral plin, fiecare partid să gândească mai mult înainte de a accepta candidaturile, să cunoască până la urmă în amănunt și CV-ul și probleme și tot și dosare. Și dosare. Da. Ca să nu-și mai asume asemenea riscuri. Bine, acum noi știm cum sunt aleși oamenii într-un partid atunci când trebuie să fie puși pe listă. Nu știu dacă CV-ul și dosarul contează, ci primează partea financiară, pentru că știm este foarte importantă într-o campanie electorală. Lăsați-mă să rămân un om optimist, să am și putere să lupt. Nu vreau să cred că societatea în general și... Da, dar oamenii trebuie să știe și aceste lucruri. Da, au fost tot felul de probleme expuse și în spațiu media, ca și dumneavoastră și eu mă informez și știu, dar sper totuși să avem parte de acea schimbare pe care cu toții ne-o dorim. Într-adevăr, indiferent pe ce palier, începând de la consilier local până la parlamentar sau miniștri, poate să fie oameni cu un CV curat, oameni care știu într-adevăr să facă ceva, să aibă și să fie de bună credință. Andrei Novac, s-a tot vorbit de această schimbare, exact, de schimbările de la nivelul politicii și de oamenii care ar trebui aduși în față sau scoși în față. Crezi că vor lăsa gibonii din politică oameni care au viziune, care au idei, care au o anume verticalitate să iasă în față? Adică le-ar ceda niște locuri pe niște liste? Ar rămâne ei fără niște posturi doar de dragul de a pune în funcții importante oameni curați și cu ceva mai multă minte? Vedeți, dumneavoastră, asta este o poveste frumoasă și tocmai pentru că este o poveste frumoasă, ea nu va avea niciodată legătură cu realitatea. Atunci de ce ne-o tot lucrul spun ăsta nu se politicienii întâmplă sau liderii politici pentru în general? Pentru că este normal să o spui atâta timp cât sondajele arată că 70% dintre oameni așteaptă o forță politică nouă. Din păcate, forțele politice noi care au apărut seamănă izbitor de mult cu cele care sunt deja. Și atunci am avut, și vă spun trist, eu fiind un om de dreapta și simpatizând clar, iar pozițiile mele publice au fost, cred că, mai mult decât clare în comparație cu pozițiile unora care ocupau funcții de conducere și ar fi fost nevoie să facă lucrurile astea. Dar, vă repet, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Eu m-am uitat peste câteva liste care au apărut în presă,
zilele astea fiind la Târgu Jiu și am văzut oameni care aspiră la anumite candidaturi și pot să vă spun că sunt oarecum trist că văd oameni care până acum luau în brațe diverse persoane din jurul puterii de astăzi, care erau foarte vehemenți și foarte influenți în acele cercuri, care astăzi brusc vor să intre pe listele PNL-ului. Lucrul ăsta mi se pare destul de ciudat. Mi se pare la fel de ciudat că n-am văzut oameni noi sau oameni care au fost, să știți că în Târgu Jiu, și știe și doamna deputat că am dreptate, au fost foarte puțini oameni care s-au opus de adevăratarea împotriva acestui sistem absolut comunist care există în Târgu Jiu și care are o așa zisă susținere publică, pentru că atât timp cât te votează 15.000 de oameni și în oraș sunt 60.000 de votanți, din punctul de vedere nu ai niciun fel de susținere, nu ești măcar la jumătate, dar vedeți, durerea face ca oamenii se uită, văd ceea ce se întâmplă și fac această greșeală majoră de a spune, dom'le, n-am pe cine să aleg. Obligația, și am să o spun tot timpul, de aia s-a murit în 1989, obligația unui om, fie că îi place, că nu îi place ce vede pe liste, trebuie să aibă puterea să aleagă dintre acei oameni care există, să se gândească care ar fi sau că ar fi cazul. Uite, am să-i spun și domnului deputat, că n-am mai vorbit de foarte multă vreme, reforma statului din punctul de vedere în România se face de jos. De jos înseamnă că începem să limităm numărul de mandate la primării și la consiliile județene. Corect. La două. Și ca așa este peste tot. În Parlament. Că da. Am văzut. Pentru dacă că oamenii, în 5 luni se lucrează două, de ce să plătim atâția oameni? Ce mă doare pe mine cel mai tare? Că România a rămas într-un filon comunist. Adică cetățenii orașului Târgu Jiu și nu numai luăm exemplu că suntem aici, dar sunt 100.000 de exemple în țară, nu sunt deranjați de faptul că văd aceiași oameni timp de 25 de ani. Adică, frate, m-aș gândi, hai totul să-l înlocuiesc pe ăsta. Există acea mentalitate, lasă-mă, ăsta a făcut, ce să mai vină și altul să facă, ăsta măcar s-a îndestulat, nu are ce să mai facă. O să discutăm despre, bun, și acum am să vă spun despre asta, mi-a spus o întrebare. Dar după o scurtă pauză de publicitate. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Anna Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale, apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. Școala este etapa de care depinde cariera ta. Universitatea Constantin Brâncuș se ocupă de viitorul tău profesional. Alege una din facultățile noastre. Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor, Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, programe de masterat la toate facultățile universității. Colegiul Universității Constantin Brâncuș scoate la concurs locuri pentru diverse calificări profesionale. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare. De aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Yeah, yeah.
luna reducerilor la Astra. Luna aceasta nu îți faci griji nici pentru casă, nici pentru mașină. Pentru că ne gândim mereu la tine, îți oferim 10% reducere la asigurarea de locuință și 15% la asigurarea casco. Iar pentru că sănătatea este mai bună decât toate, Astra îți oferă reducere 25% la asigurarea de sănătate. Sună la 0735 410 017 și prinde reducerile Astra. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te pregătește pentru o carieră de viitor. Asistent medical generalist, 60 de locuri. Asistent medical de farmacie, 60 de locuri. Asistent medical laborator clinic și anatomie patologică, 30 de locuri. Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, 30 de locuri. Tehnician transporturi interne și internaționale, 30 de locuri. Menționăm că practica de specialitate se efectuează în municipiul Motru la instituțiile de profil, Spitalul Municipal Motru, farmacii, agenți economici. Informații la 0253 410 470 sau 0755 142 735. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te așteaptă. Raico, dealer autorizat Husqvarna, anunță mari reduceri în campania de primăvară 2015. Până pe 30 iunie, nu ratați pachetele promoționale la prețuri avantajoase. La toată gama de motounelte se oferă diverse gratuități, iar la motoferăstraie primiți cadou 3 sau 5 litri de ulei pentru lanț. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Găsiți o gamă variată de motoferăstraie, motounelte, tractoare și mașini de tuns gazonul, pompe de apă și generatoare Verdina, coase manuale Fuchs Austria, precum și produse din gama Black & Decker și DeWalt. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, Strada Victoriei, 112. Telefon 0253 210 736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Orice om visează la o casă, orice constructor visează la un singur loc de unde să-și procure materialele de construcții și oricine știe că acest loc este Dinacom. Găsiți toate tipurile de materiale de construcții, vopsele, parchet, rigips, plăci ceramice, gresie, faianță și adeziv, obiecte sanitare, mobilier de băi, căzi și cabine de duș, instalații sanitare și electrice. Dinacom este unic distribuitor de gresie și faianță produsă de Cesarom, membru al grupului Lasselsberger și are exclusivitate pe importul de gresie și faianță din Spania, Italia, Cehia și Polonia. Reducere 15% la lichidările de stoc Cesarom și Spania. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, situate pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 1 și calea București 194. Telefon 0744 513 816. Construiți și finisați rapid și ieftin cu Dinacom. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Anna Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. Școala este etapa de care depinde cariera ta. Universitatea Constantin Brâncuș se ocupă de viitorul tău profesional. Alege una din facultățile noastre. Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor, Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, programe de masterat la toate facultățile universității. Colegiul Universității Constantin Brâncuș scoate la concurs locuri pentru diverse calificări profesionale. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere. Am
am revenit, cine ar putea schimba ceva și de ce nu o fac domnii care încă mai pot schimba ceva în politica din România? Că nu cred că cineva ar schimba la Gorj niște șurubele și s-ar schimba la nivel național întreaga poveste. Andrei Novac, începuse și să vorbești despre schimbările care ar trebui făcute de jos în sus sau de sus în jos. Acum nu știu ce variantă ar trebui adoptată. Cert este că acele schimbări, într-adevăr, ar trebui să se facă de la, zero la infinit. Cred și situația de față a României îmi dă dreptate că adevărata corupție s-a născut de jos. De ce vă spun asta? Pentru că în momentul în care tu ai posibilitatea la un număr nelimitat de mandate, ai în subordinea ta o serie de oameni care se plafonează, se blazează și se împacă cu ideea că atâta timp cât tu o să fii acolo, nu se întâmplă nimic. Nu mai pune la calcul că orice om într-o funcție începe la un moment dat să se repete. Deci ar fi sănătos și pentru el și pentru cei din jur să schimbe puțin peisajul. E, în momentul în care noi păstrăm aceea structură 25 de ani, este incredibil, este absolut cutremurător. Și nimeni nu se sesizează. Atât timp cât toată clasa culturală nu scoate un sunet. Pentru că fiecare dintre ei e oarecum lipit, stă cod la cod cu ceva din actuala structură, atunci nu poți să faci absolut nimica. Și am ajuns la concluzia că strigând singur sau eu, altul, într-o parte sau în alta, nu putem să schimbăm nimica. Așa cum știți, am făcut parte din structura de conducere a unui proiect nou politic, care mie mi-a demonstrat că nu e nou și e foarte vechi. Și atunci mi-am dat seama că este inutil să încerci să muți bolovanii și munții din loc, pentru că lucrul ăsta nu o să se întâmple niciodată. Dar în Parlament se poate face lucrul ăsta. Eu știu că e greu, că există interese în orice partid și nu, asta nu poate să mă contradică eu, că am văzut-o cu ochii mei. Adică, indiferent ce am spune în față, știm toți că este greu singur sau 1, 2, 3 să ții piept unei mase, dar este nevoie să se întâmple lucrul ăsta pentru că nu se mai poate. Eu nu spun, pe mine nu mă deranjează că parlamentarii spun, domnule, avem un salariu mic pentru responsabilitatea pe care le avem. Eu sunt de acord. Și un ministru are un salariu mic. Și oamenii din minister au salarii mici. Și bine, cred, dacă ar fi și responsabil, și cred că este nevoie, într-adevăr, și vă spun sincer, să se mărească aceste salarii. Și la nivelul Parlamentului României, și la nivelul ministerilor, și la nivelul președintelui și a primului ministru. Pentru că este aberant ca un președinte de țară să câștige mai puțin decât un director de companie. Este aberant. Chiar dacă el are impresia că muncește mai mult. În viață oamenii, unii dintre ei și gândesc, nu doar dau cu sapa. Și uneori gândirea asta implică atât de mult interesul comun al tuturor, încât e mult mai important decât datul cu sapa sau cu târnăcopul sau cu scos cărbunele. Asta vă spun. Și atâta timp cât lucrurile astea nu se reglementează, limitează numărul de mandate, sunt o grămadă de funcții la care poți să candidezi, ai făcut treabă într-un loc, lumea te apreciază, poți să candidezi și în altă parte. Blocarea s-a încercat, sigur, în campania electorală, a pomenilor din bani publici. Asta mă deranjează. Dacă cineva are bani și vrea să dea cadouri, să le dea. Dar atât timp cât tu festival berii, festival zilele orașului, festival nu știu ce, florilor, așa, îl faci pe bani publici și tu te folosești fiind în respectiva funcție ca să-ți faci campanie electorală, chestia asta mă deranjează. Asta mi se pare strigător la cer. Zilele orașului X, făcute de primăria X. Păi de cine să fie făcute de primăria Y? Adică nu vă supărați, sunt lucruri clare. Am văzut-o pe pielea mea și nu pot să mă... Adică sunt lucruri pe care n-am cum să le contez. Și dacă aș vrea, mi-aș dori să cred că se poate face lucrul ăsta. Și sper că el se poate face. Pentru că în momentul în care se va putea face acest lucru, acel filon din partide, din parlament, din ministere, de oameni curați, de oameni care vor să facă ceva, că nu o să spun niciodată, e absurd să spui că din 500 de ceva de oameni toți nu vor să facă, ăia, adică proiectul lor poate să iasă la nivel. Altfel este imposibil. Eu sunt de acord, chiar dacă ești în parlament, că ești în minister, te cheamă la partid, spune, băi, oprește-te, gata, că dacă nu vine următor. Deci, aș lucrul vrea să îi spun colegului meu de platou că limitarea mandatelor de ales la două s-a transformat chiar într-un proiect de lege care și-a urmat deja circuitul și a picat în Parlament. Da, asta spuneam, este foarte greu.
Această idee a fost reluată și de PNL, grupul parlamentar de la Camera Deputaților. Vă spun că au fost discuții multe pe acest subiect, unele pro, altele contra, dar atenție, nu venite de la parlamentari, ci de la specialiști în Constituție. Aici trebuia reglat cumva, găsită o variantă ca acest proiect să nu fie considerat neconstituțional. Eu cred că este o temă care va rămâne deschisă. Eu pot să vă spun că am fost inițiator la proiectul care și-a urmat deja circuitul și din păcate a picat, pentru că la fel ca și dumneavoastră, văd ce se întâmplă în societate și consider eu că este suficient pentru un ales acest număr de două mandate ca să își poată îndeplini și proiecte și tot ce consideră că are de făcut. Știți că mereu auzim acest text, că nu pot să-i spun altfel. N-aș mai candida, dar am proiecte de dus și poate la al patrulea, la al cincelea, la al... și nu știe să facă probabil decât una, două lucruri din ce are ca atribuții. Dar consideră că și haideți să luăm și caz concret, da? Nu, Târgu Jiu. Poate că primarul actual, care probabil va vrea și al cincelea mandat, o fi fost bun în primul mandat. Când a dezafectat garaje, grădini, mă rog, s-a certat cu locatari, dar, în fine, a pus flori pe stâlp. Dar mai apoi, cred că orașul ăsta avea nevoie de un proiect mai amplu de viziune, de dezvoltare a lui. Pentru că așa cum este Târgu Jiu astăzi, Târgu Jiu este un oraș închis. Este un oraș închis. Au existat și vor exista din totdeauna. Păi, vor exista, dar eu vă spun un lucru. Văd și ce oameni își aduce domnul Cârciumaru lângă el și observă aceeași atitudine. Nu este nicio speranță de asta. Ideea noi trebuie este să facem ceva. Cu ce înlocuim? Pentru păi, că ceea ce mi se oferă ca alternativă sunt de fapt aceiași oameni. 10 secunde vis-a-vis de proiectul legat de Târgu Jiu. Da? Eu n-am văzut niciun proiect adică care să să susțină pe cineva pentru a fi primar. Adică proiectele astea puteau fi realizate de cineva de la curățenie din primărie, directorul de la DSE, mă rog, nu mă interesează. În schimb am văzut cum timp de 16 ani, 15 ani de când domnia sa este primar al Târgușiului, cum ansamblul Brâncuș a fost bajocorit în mai multe etape, centrul orașului a fost, este ceva care nu este al 5-lea sau 6-lea când spun chestia asta, de când s-a început. Este o bătaie de joc, o încălcare peste încălcare, nimeni nu se sesizează, nu am înțeles de ce. Deci asta văd eu, astea sunt proiectele. Eu n-am văzut alte proiecte. Deci eu văd Târgu Jiu și Gorjiu are un singur filon care va rezista și peste 50 și peste 100 de ani. Ăla se numește Constantin Brâncuș. Mineritul la un dat se va închide, că este o chestie firească, nu că îl închide cineva. Se va termina. Sunt resurse care la un dat se termină. E, lucrul ăsta... Văd că nimeni nu vrea să-l înțeleagă. La nivel declarativ, da. Deci eu asta am văzut. Și acum am văzut că toate proiectele pe care le-au anunțat în ceea ce privește pe Brâncuș, deși eu tot public am spus că nu o să se întâmple lucrurile, din păcate nu s-au întâmplat, nu e numai vina lor, este o vină colectivă. Și am să vă spun și de ce. Atât timp cât UNESCO nu a inclus ansamblul de la Târgu Jiu din 91 până în 2000, și cât s-au hotărât ei să-l includă pe listă 2012-2013, era clar că UNESCO nu vrea să facă lucrul ăsta. Mai mult decât data, fiind mai bine decât domniile lor informat, știam că UNESCO de foarte mult timp nu mai introduce astfel de lucruri pe listă și că e mult mai preocupat de necropole, de zone presupunând mult mai înapoiate decât Târgu Jiu, pe care vrea să le includă pe lista UNESCO. Și vă mai spun ceva. Cine s-ar numi un om sănătos la cap de la UNESCO, care ar include ansamblul Brâncuș, care cuprinde cele mai importante opere ale sculpturii moderne și o capodoperă realizată de Constantin Brâncuș la Târgu Jiu și România, în condițiile în care de acest ansamblu se leagă o serie de scandaluri și de profanări ale acestui ansamblu, de la renovarea centrului care include axa Brâncuș, până la dorința
autorităților de a face un bila pe axa Brâncuș, până la nenorocirea porții și a mesei sărutului de la Târgu Jiu, deci operele din piatră, lucru pe care l-am spus tot în premieră la un microfon al dumneavoastră și la Realitatea TV, deci am fost primul care a spus lucrul ăsta, a durat 7 luni până când cineva s-a sesizat la nivel național și a spus da, ar fi o problemă. S-a făcut o comisie, comisia a spus da și nimic nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Nimeni de la UNESCO nu vrea să-și pună oamenii de la Târgu Jiu, în frunte cu fostul director de la Centrul Brâncuș, au crezut că dacă se intre pe lista UNESCO, vor primi niște bani de la UNESCO. UNESCO nu mai dă de foarte mult, iarăși dezinformați fiind, pentru că sunt o grămadă de incompetenți și în Ministerul Culturii și pe la Institutul Național al Patrimoniului și așa mai departe. A fost condus de o serie de impostori în ultima perioadă, din păcate, oameni care nu au nicio legătură cu patrimoniul. La fel de bine, se știa că UNESCO nu mai alocă bani. UNESCO, eu am, în calitățile pe care le-am avut în Ministerul Culturii, am organizat mai multe delegații ale României la conferințele UNESCO și de fiecare dată când oamenii se întorceau de acolo, din Bali, din Kenya, din numai lucruri exotice, insulele, nu știu care, se întorceau de acolo și spuneau, domnule, ne-au spus că știți care e lista, România. Așa, Serbia, aveți grijă de ele. Deci UNESCO se ghidează tot după legile care funcționează și în România. Oamenii nu o să vină să dea bani nimănui pentru lucrurile. O să-ți spună, ai grijă, renovează-le, ai grijă de ele, protejează-le și așa mai departe. Atâta timp cât nu avem o firmă de pază care să le păzească, merge și dumneavoastră, asta tot a 1000 ori o spun, prin parc, vedeți cum se urcă cu picioarele pe ele, cum sunt fotografiați chiar de gardienii publici care sunt puși acolo să le păzească. Gardienii publici au grijă de gazon. Da, foarte bine. Extraordinar. Dar bătaia de joc la adresa lui Brâncuș este continuă. România l-a umilit din nou pe Brâncuș punând un dosar și milogindu-se de UNESCO să introducă niște opere care depășesc cu mult prin valoarea lor opere care sunt deja incluse în lista UNESCO. Brâncuș nu are nevoie cine de lista UNESCO. Cine își bate joc de noi? Și de valori. Nu, noi ne batem singur joc. Este o chestie de masochism. Bine, nu absolut. Stă în puterea omului de rând să facă ceva. Știți care e problema? Stă în puterea omului de rând că atunci când eu singur și cu Paul Popescu am spus că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu opere din piatră, n-am văzut un om din Universitatea Constantin Brâncuș care poartă numele, un profesor, un lector, un asistent, un student, să îmbraci un tricou pe care să scrie ne cerem scuze Constantin Brâncuș. Să se plimbe o dată sau de două ori pe axa Brâncuș. Atât. Eu nu am pretenția că toată lumea trebuie să-și asume că dacă îți asum lucrurile pe care eu mi le asum și fără să-mi fac eu vreo statuie, așa, suporți și anumite repercusiuni. Adică oamenii ăștia se ocupă tot felul de lucruri și așa mai departe. Trebuie să-ți asum lucrurile astea. Nu spun să facă, dar n-am văzut pe nimeni să ia o poziție. Pe nimeni. Ceea ce m-a făcut să cred că ori noi nu înțelegem. Haideți să ne plimbăm pe strada Constantin Brâncuș, cea care duce de la piață spre primărie. Uitați-vă și dumneavoastră ce construcții sunt pe ea. Cum o clădire are 5 etaje, una are 2 și de fapt arhitectura zonală era de un etaj, casele acelea care sunt construite acolo. Ce să vă spun, nu știu de ce, dar asta este un lucru general, nu îi acuz doar pe ei. Este vinovat și primul ministru al României care s-a folosit în campanie electorală de operele lui Brâncuș. Fără niciun drept. Brâncuș n-a spus vreau să faceți campanie electorală cu operele mele. Au venit cu sloganul, alocăm, facem, avem grijă de ele. Și de unde? În această perioadă. Eu nu știu dacă din vina lor sau au avut ghinion. Așa s-a întâmplat. Au avut ghinion, s-au acumulat tot felul de lucruri, planetele s-au aliniat în anumită poziție și operele lui Brâncuș au fost batjocorite mai mult decât au fost în toată perioada. Chiar și în perioada comunistă pe care eu o contest și spun că, într-adevăr, problemele de care suferă astăzi România se datorează faptului că tot ce a fost atunci mai frumos și mai curat, toată clasa aia socială din România, politică, religioasă, culturală, a fost distrusă în pușcările comuniste. Și atunci, normal, repercusiunile se văd pe distanțe mult mai lungi, din păcate. Da, doamna deputat, de ce parlamentarii noștri, avem vreo 11, nu au avut o inițiativă, poate nu comună, dar de grup, că sunt și grupuri din aceeași familie politică. Ar fi putut face un proiect, ar fi putut avea o inițiativă acești oameni legată de Brâncuș, de exemplu. Nu am Păi noi am avut o inițiativă legată de Muzeul Constantin Brâncuș și țin să vă spun că a și trecut. Din păcate, observ că și sunt inițiator și am luptat pentru acest proiect alături de colegii mei.
Ne bucurăm că am și reușit. Acum să vedem în următoarea etapă cum se va implementa acest proiect. Să știți că bine, noi dacă am facem lucrat... Un, dacă facem un muzeu Constantin Brâncuș, dar iată dar că durerea este, operele, asta spun, dar se durerea distrug este, operele, nu știu ce rezolvăm. Durerea este ce se întâmplă cu operele Constantin Brâncuș. Din punctul meu de vedere, șansa este distrusă local. Și eu aștept să încep sesiunea parlamentară și să cer mai multe lămuriri de la Ministerul Culturii, să vedem exact ce s-a întâmplat, pentru că sunt explicații destul de vagi. Ce a lipsit din documentație, cum a lipsit, ce nu s-a făcut și nu s-a făcut la timp, asta este bine, clar. Acum nimeni e nu, nimeni. Ba da, dar trebuie să știm, domnișoara Stoian, trebuie să știm ce s-a întâmplat. Că operele încă sunt aici și sunt în picioare. Eu cred că adică mai important să nu, dar sunt, se facă sunt aici, ceva decât asta să spun. Stăm să păi nu, dar sunt aici. Să vedem păi ba da, trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat. Pentru trebuie că să vedem se ce se vrea. Pierde timp, se pierde păi nu, timp, nu se pierde timp. Prețios. Nu se pierde timp dacă aflăm exact unde s-a blocat și de ce. Poate că nu s-a vrut. Și atunci trebuie să știm și acest, și acest lucru. Am încercat astăzi să mă lămuresc cu domnul viceprimar Aurel Popescu, cel puțin partea ce ținut strict de primăria Târgu Jiu, ca și documentație. Nu a avut să-mi dea foarte multe amănunte, dar și înțeleg că nu s-a ocupat dumnealui de dosar. Și atunci rămâne de văzut la Ministerul Culturii și să știți că sunt oameni care... sunt specialiști. Eu sunt târgujian și mă doare pur și simplu și îmi doresc să reușim să facem, să reușim să dezvoltăm până la urmă Târgu Jiu, să ajungem, așa cum spunea, doar spunea și nu a făcut primarul în funcție, cândva, din Târgu Jiu, capitală culturală. Oh. Nu, dar vreau să spun ceva, ce este absolut... Păi, nu, că știți, unii promit, dar... Iată că ce demersuri s-au făcut. Da, în, e mai doar, greu doar de în realizat. Acești... Păi nu, nu, nu i-au interesat, scuzați-mă. Acum, temele doar de campanie sunt ușor de găsit. Păi, păi nu este asta, că dar în contextul în care duci și speli operele, cum mai spăla mașina cu jetul de apă, înseamnă că nu te interesează prea tare. Acolo cu jet de apă sub presiune și spui că nu s-a întâmplat nimic, s-a îngălbenit un pic. Ei. Știți care e, ce este halucinant vis-a-vis de ce a spus? Într-adevăr, este foarte bine. Că e nevoie și de un muzeu, Constantin Brâncuș, este nevoie ca de aer. Este singurul stat probabil care are în patrimoniu un asemenea artist da, și care nu are un muzeu în România. Am înțeles că până la urmă o să facă cei de la Craiova, că s-au gândit decât să aștepte până să hotărăsc cei de la Craiova, o să plătească de la județ și o să facă un muzeu. Dar problema se pune în felul următor. Halucinant este... Sau sunt explicațiile pe care le-au adus în momentul în care s-au trezit că, într-adevăr, Dumnezeu a fost respins ansamblu. Vina nu cădea pe cei care făcuseră dosarul și care, evident, că au fost incompetenți. Ori dar n-au știut să speculeze momentul. Dar s-au știut de la începutul anului. Dar doamna Stoian știe foarte bine că eu în emisiune, înainte, când ei se pregăteau să facă dosarul, am spus de nenorocire că nu o să intre și am adus și argumentele pentru care nu o să intre. A devenit Brâncuș vinovat. Că, de fapt, operele la Târgu Jiu nu ar fi chiar așa de importante, că sunt altele mult mai importante decât cele care există la Târgu Jiu și așa mai departe. Deci, atât de mic să fii încât să dai vina tot pe cel pe cărui spinare încerca să te urci, să te cocoțezi și să spui ce grozav sunt eu, ce frumos sunt și ce deștept sunt, mi se pare incredibil. Credeți că UNESCO nu știe cum arată centrul orașului, cum a fost renovat? Credeți că UNESCO nu știe că interesează axa Brâncuș? Ce este cutremurător și am spus-o public de mai și multe ori. Și de fapt se vorbea doar despre coloana infinitului, pentru că ansamblul nu este văzut ca un tot, tocmai din cauza monstruozității. Nu știu cine a făcut documentația și de ce a scris lucrurile pe care le-a scris în ea. Ansamblul este un tot. El așa a fost inaugurat de Brâncuș, dar v-am spus eu, dacă Brâncuș a refuzat să vină în momentul în care s-a inaugurat acest ansamblu, dacă Brâncuș are o casă care nici măcar nu este a lui și nimeni nu se îngrijește din minister să cumpere acele patru bârne care sunt de patrimoniu și care ar putea fi puse într-o casetă de plastic și scris pe ele bârne originale, bârne din casa originală a Brâncuș. Și atunci s-a terminat cu toată mascarada asta. Eu vă spun că toate lucrurile astea au fost controlate și sunt controlate și la centru de o echipă de super incompetenți. Asta este situația. Aștept ca în momentul în care se vor schimba poate aceste lucruri,
să existe și o echipă de oameni competenți și la nivelul Ministerului Culturii și la nivelul Institutului Național al Patrimoniului și la ICOMOS și așa mai departe. De cine? Că nu s-au dus și s-au plantat nu, în nu s-au dus, dar posturi. Iarăși reluăm modul în care s-au făcut angajări de ani de zile în România. În care s-au numai făcut pe recomandări, și se fac da, și în care se fac. Numai pe recomandări, numai pe relații și așa mai departe, subiecte făcute, nefăcute și n-are rost. Vreți să reluăm toate lucrurile astea care, într-adevăr, nu fac cinste. Problema mea este că oamenii care ajung acolo, că s-ar putea s-a întâmplat, au fost cazuri când s-au nimerit și oameni competenți. Deci trebuie să recunoaștem lucrurile astea. Din păcate, proporția celor competenți cu cei incompetenți e mult mai mică proporția celor competenți. Asta este durerea. Pentru că, și-au incomodat, da, probabil, și la un da, moment dat. Și incomodez. Nu pot să vă dau cazul meu. Sistem. Deci, problema este în felul următor. Nu se poate să ai un așa patrimoniu și să spui, de fapt, nu prea avem nimica. Acum, știți, ca să-ți vinzi o marfă, chiar și în comerț, cel mai jalnic comerț, trebuie să știi să o vinzi. Dacă știi să vinzi un pahar de apă gol, poți să-l vinzi ca și cum ar fi plin. Dar dacă ai un pahar plin și tu-l vinzi ca și cum ar fi spart, atunci să mă, adică nu, n-am cum. Și modul în care se comportă. Altceva vreau să spun. UNESCO lasă spre îngrijire și spre protejare tot statului român. Oamenii ăia credeți că nu știu ce se întâmplă aici și modul în care se are grijă de ansamblu și cum se are și de cine se are grijă. Cine a condus centrul Brâncuș? Vreți să le luăm? Iar este o chestie halucinantă. Halucinantă ceea ce se întâmplă la Târgușiu. Și în România, pentru că lucrurile astea sunt păstorite de sus, nu de jos. Și lumea, l-am văzut și pe Ministrul Culturii care a spus, da, știți că am retras de fapt dosarul. Altă chestie, când este clar că dosarul a fost acolo. Și dar că dacă nu-l aveai bun, trebuie să nu-l pui. Este că problema Brâncuș și... se tot rostogolește de ani de zile, se amplifică și nimeni nu vine cu niște soluții care... Există o soluție, v-am mai spus-o, o spun și aici, am spus-o mai multor miniștri al culturii care au fost în ultimii ani, fiind întrebat și chemat acolo. Se poate crea o comisie la nivel național, formată din specialiști români și străini, care să fie schimbat odată la 3-5 ani, așa cum e și Curtea Constituțională, care să răspundă direct în fața Ministrului Culturii, care să preia ansamblu spre administrare timp de 5 ani sau de 3 ani, în modul în care preiau, în modul în care îl dau următoarei comisii și cineva să răspundă direct. Acum avem 7 mâini, ați văzut când le-au spălat, ba era vinovată Direcția pentru Cultură, ba era vinovată Ansa Brâncuș, ba ce nu se primise avizul, ba este chestie de România. Atunci ar exista o simplă comisie, iar degreva și pe cei de la Târgu Jiu, pentru că eu vă spun, pentru ei este o povară, pentru nivelul lor este o povară uriașă, care îi doboară efectiv. Și atunci lucrurile ar sta altfel. Ai pe cine să tragi răspundă, eu vă spun că niște oameni raționali să nu ai un regulament de întreținere a lor, să te trezești că ar trebui spălate, că așa zic eu. Bine, ar la noi cu tragerea la răspundere este nu, mai dar este greu, simplu. Am văzut așa că se poate face. Statului român îi place să fie mințit, să fie furat, să fie umilit. Nu, asta se poate face. Și așa mai departe. Se poate face. Un artist, unul dintre cei mai mari artiști ai lumii care vinde da, în primii 6 trebuie... la licitațiile din lumea întreagă, iar un ansamblu de la Târgu Jiu care are valoare de pornire la licitații de $1 miliard, poți să spui că nu are valoare? Mai bine să-l vindem decât să ne batem joc de el. Pentru că sunt alții care pot să aibă grijă de el. Și vă spun degajat, chiar dacă el reprezintă și pleacă din filonul românesc. M-am trezit cu oameni de cultură care au spus, dar n-are nicio legătură cu România. Le recomand da. Celor care spun lucrurile astea să citească puțin folclor și etnografie. Și să vadă că are foarte multe. Cu cititul este mai greu, mai ales pentru acești oameni. Mai luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic.
Popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Societatea Soimex din Bumbești-Jiu execută lucrări de confecții inox și fier forjat, prelucrări mecanice cu CNC, strunjire, frezare, debitare plasmă și oxigaz, îndoire tablă, debitare tablă ghilotină, roluire și amprentare profile, ștanțări, ambutisări, sablare, elemente și accesorii, balustrade și garduri din inox și fier forjat, vopsire în câmp electrostatic și sudură automată cu robot. Soimex, specialistul de care ai nevoie. SC Dalmin Auto. Executăm lucrări de vulcanizare, spălătorie pentru orice tip de mașini și utilaje. SC Dalmin Auto. Depanări la domiciliul clientului. Telefon 0744 629 973. Ne găsiți la intrarea în Bălești. SC Dalmin Auto. Interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piesele schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. SC Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SC Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SC Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Am revenit cu ultima parte a emisiunii din această seară. De fapt, ce interesează pe domnii politicieni? Și spuneam la începutul emisiunii că sunt lupte interne, mai ales în această perioadă, atât în opoziție cât și la putere. Ei bine, miza sunt niște posturi pe care le râvnesc foarte mulți oameni. Doamna Mocioi, dumneavoastră la PNL sunteți vreo 5 pe un loc. Da, eu văd un lucru bun în asta.
Înseamnă că PNL-ul are resurse. Chiar și atunci când se întâmplă trocuri, pentru că au existat niște declarații în presă, între dumneavoastră trocuri, și domnul Eduard Berca s-ar fi încercat niște trocuri. Ce anume trocuri? Nu puteți... Ce i s-a propus sau ce vi s-a propus? Domnișoara Astrea, nu puteți numi troc o înțelegere între doi colegi. Troc îl faci în afara partidului. Nu. Dacă mă întrebați, înțelegerea vă spun, asta ce schimb presupunea? Sau nu presupunea niciun schimb. Înțelegere că nu s-a făcut. Eu am primit discuția. O propunere. A fost o discuție. Bun. De două zile tot spun acest lucru. Mă întrebați, o să spun și la postul dumneavoastră de televiziune. În urmă cu ceva luni, copreședintele nostru, Dan Vâlceanu, mi-a propus să candidez la primăria Târgu Jiu, tocmai pentru că știu ce înseamnă primăria Târgu Jiu. Să candidez la primăria Târgu Jiu. Păi, se vorbește de foarte mult timp de acea triere care ar urma să aibă loc. Nu i-a dat cumva deoparte pe ceilalți aspiranți? Dacă v-a propus direct acest lucru? Nu, așa a considerat dumnealui la acea dată și a considerat așa în urma discuțiilor cu colegii din partid. Eu asta știu. Și mi-a propus să candidez la primăria Târgu Jiu. Nu eram pregătită, i-am cerut un anumit termen în care să gândesc, pentru că eu știu ce înseamnă și munca de parlamentar, așa cum o redați dumneavoastră acolo. Deci eu vă spun că sunt plecată minim 4 zile pe săptămână. Pentru că munca unui parlamentar nu constă doar în cele două ședințe de plen pe care le ai pe săptămână. Constă în muncă pe comisii și o altă chestiune. În momentul în care intri în comisie trebuie să știi și ce votezi. În momentul în care ajungi în plen trebuie la fel de important, așa cred eu, că trebuie să știi ce votezi. Adică eu fac tot posibilul să citesc ce am pe ordinea de zi. Chiar dacă nu este la comisia am mea. Am văzut niște exemple de oameni care ieșeau de la vot și habar nu aveau ce au ridicat mâna. Că sunt mâna. Situații în care parlamentarii vin sau nu vin la comisii sau la plen este altceva. Da? Eu am înțeles că ăsta mi-e serviciul. Vi s-a propus să candidați ca să reveni. Și știind că ați cerut un răgaz. O să-mi ocupe foarte mult timp. Și asta înseamnă să ai timp efectiv aici, să reușești să-ți faci o organizație. Iată că să strângi o echipă, să-ți faci un proiect, că nu vii în fața târgujianului doar cu dorința. Eu vreau. Chiar trebuie să-i și prezinți sau doar să critici. Dar nu aveți susținerea partidului? Bun. De acord. Bun. Iar în urmă cu două săptămâni, pentru că deja se intrase pe acel calendar privind depunerea dosarelor de intenție, că asta s-a întâmplat în acest moment. Nu putem să spunem că este X sau Y candidat. A fost un interval de timp în care s-au depus niște dosare de intenție. Fie la Consiliu Județean, fie la Primăria Târgu Jiu sau celelalte primării din județ. Am înțeles că trebuie să decid pentru că nu mai era timp, dar am ținut să am o discuție cu colegul meu, Eduard Berca, care conduce organizația municipală a PDL-ului vechi. Domnul Berca mi-a spus că nu își dorește să candideze la primăria Târgu Jiu, că nu îl interesează să fie în listă, nu îl interesează nici viceprimar, nici consilier, nici nimic altceva. Bun. Totodată, sigur, dumnealui nu-i interesa nici funcția de primar, nici cele de sub? Da, și mi-a spus că își dorește să se retragă, ca toată susținerea să vină către mine. În schimb, au fost niște chestiuni pe care eu nu le-am putut accepta. N-am considerat că era momentul de a discuta despre listă de consiliu, despre poziționare în listă, despre consilieri ai primarului. Erau niște condiții pentru retragerea
domnului. Nu știu dacă au fost condiții sau rugăminți sau ce or fi fost. Ideea este că trebuia în următoarele zile, dacă acceptam asta, să încep discuțiile cu acei oameni și să îi asigur că ce li s-a promis înainte așa va fi, în contextul în care noi vorbim acum de o competiție internă și de o listă care se va face atunci, în 2016, cu puțin timp înainte. Asta ar fi însemnat ca eu să închid orice portiță. Uite, în seara asta consider că am găsit un om care, în eventualitatea în care aș și ajunge un candidat, m-ar putea ajuta și la jurul în echipă. Adică, mâine poate aș întâlni și așa pe altcineva. Asta însemna că mie mi s-ar fi redus orice șansă de a putea să-mi fac echipa. Mai mult decât atât, mi s-a spus, îți faci proiect de candidat, eu o să mă ocup de partea de organizare. Am considerat că nu este în regulă această abordare, nu pentru mine. Eu sunt un om care de 3 ani de zile am muncit pe structuri, pe parte de organizare și știu cât de important e să simți omul, să-ți formezi echipa și să știi că pe cei care îi trimiți, mai ales în secțiile de votare, în ziua votului, sunt dedicați trup și suflet partidului din care fac parte. Bun, nu puteam să accept lucruri de genul ăsta și în acel moment am spus așa, Edgar Berta vreau renunța la candidatură, la candidatura la primărie, dar voia să-și impună o listă. Vrea să-și impună o listă și mi-a spus nenegociabilă președinția municipală. Deci, în acest context, să nu accept. Și președinția Am spus, în acest context, eu nu accept, îți asumi ca și copreședinte candidatura, iar eu voi decide dacă voi intra sau nu voi intra în sondaj și am decis să intru în sondaj pentru că mă interesează ca om politic tânăr să știu cum stau ca și credibilitate, dacă mă încadrez sau nu până la urmă în profilul de candidat pe care Târgu Jianu și l-ar dori. Deci, pentru că e o boală a politicianului, nu și a mea, că, repet, sunt de 3 ani în politică și sunt tânăr, am altă deschidere, de a se supraevalua. Nu, chiar este o bună ocazie să știu exact ce însemn ca și număr de voturi și cum pot ajuta eu acest partid cu acest număr de voturi. Asta s-a întâmplat. Domnul Dacă dumneavoastră Bergan numiți asta troc, eu nu văd niciun troc aici. Pur și simplu s-au lămurit niște lucruri. Iar arată că poate e bine așa, domnul Berca este în situația în care a trebuit să-și asume candidatura și este foarte bine. Dumnealui s-a profilat în toți acești ani ca și contracandidat al lui Florin Cărciumaru. Din punctul meu de vedere, nu era în regulă pentru Edi Berca să nu candideze. Și în final cine va candida? Eduard Berca sau Niculina Mocioi? Păi, bun, suntem 5 din PNL care ne-am depus intenția de candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Este domnul Marcel Romanescu, este domnul Victor Banța, este Edi Berca, este domnul Nicolae Bobu și eu. Știți că în următoarea perioadă se va realiza un sondaj de opinie? Da. Nu se realizează doar așa să știm cum stăm. Sigur, se va ține cont și de acel sondaj de opinie. Dar mai știu eu ce alte... Se mai ținea cont de sondajul de opinie dacă ar fi acceptat Niculina Mocioi propunerea Dar lui fi Dan fost... Vâlceanu fără o discuție cu Eduard Berca? Nu ar fi fost corect dacă s-ar fi întâmplat altfel decât se întâmplă acum. Dar propunerea președintelui sau copreședintelui PNL a fost una corectă? Nu vreau să intru în amănunte de gen. Corectă nu știu. Față de ceilalți membri ai PNL? Păi, în contextul în care colegul meu, Edi Berca, era dispus să se retragă, nu i-am cerut eu acest lucru. Asta a fost poziția dumnealui. Spus că nu-și dorește lupta asta. PDL-ul vechi, sigur, are posibilitatea să vină cu orice propunere de candidat și dorește. Bine. Și asta s-a întâmplat. PDL-ul vechi, la fel. De depunere a dosarului. Și în momentul acesta, toți cei 5 candidați suntem într-o competiție
internă. Acum, eu competiția asta internă o înțeleg altfel. Nu știu, poate greșesc eu. Dar eu cred că competiția nu trebuie să fie între noi. Competiția trebuie să fie pentru electorat. Pentru că în momentul în care partidul va decide candidatul unic, toți ceilalți trebuie să-l sprijinim pe acel care va fi candidat unic. Mai mult decât atât, eu cred că în momentul în care se va stabili candidatul unic, naște niște lupte acolo. Domnișoara Stoian, eu nu am orgolii personale și nu doar mai spus. Știți ce îmi doresc eu? Știți ce îmi doresc eu? Eu înțeleg așa că PNL-ul în momentul de față are o șansă unică să schimbe culoarea acestui județ. Și atunci, cu cine? Asta spun. Și atunci contează să câștige, are două obiective pe care nu are voie să le rateze. Și trebuie să găsească cei mai buni candidați. Nu știu dacă sunt eu cel mai bun candidat. Poate să fie altul. Dar PNL-ul ca și partid trebuie să găsească cei mai buni candidați care i-are și care pot într-adevăr să lupte și să câștige, nu doar să participe. Trebuie să câștige primăria municipiului Târgu Jiu, trebuie să câștige o majoritate în Consiliul Județean ca să poată da președintele. Asta trebuie să facă PNL-ul. Îl avem prin telefon și pe domnul Eduard Berca, este copreședintele PNL Târgu Jiu. Bună seara! Sărmâna, bună seara! Bună seara, dacă ne auziți! Vă aud, sărmâna, bună seara! Dacă nu, colegii din emisie să refacă legătura, noi nu auzim, nu-l auzim pe domnul Alo. Berca. Eu vă aud foarte bine! Acum vă auzim și noi. Spuneți-mi, vă rog... Bună seara tuturor! Bine. S-a vorbit despre, în presă, s-a vorbit despre un troc în interiorul aripii PDL din PNL și anume pe subiectul candidaturii la primăria municipiului Târgu Jiu. Ne-a spus ceva mai devreme doamna Mocioi, prezent aici în studio, că ați avut o discuție după ce dumneavoastră a primit propunerea de a candida din partea domnului Vâlceanu. Și dumneavoastră ați fost de acord să vă retrageți, dar cu o anumită condiție. Să fie menținută o listă pe care o aveați deja formată. Dacă este doamna Mocioi și v-a povestit, n-are rost să mai vin eu cu detalii din asta de... interes public. Ce conținea acea listă și cum anume ați făcut-o? Nu, deci haideți să punctăm pe acea condiție, pe altă condiție care mi-a fost cerută, aceea de a renunța la funcția de copreședinte. Deci pentru mine această condiție nenegociabilă inițial a fost o surpriză, a apărut după două zile, de fapt, de la prima discuție care presupusese un agrement și faptul că mi s-a cerut să fac acest pas în spate m-a surprins foarte mult. Vi s-a cerut din partea cui? Dacă domnul Mocioi e acolo, poate să confirme lucrul ăsta. Păi, doamna Mocioi că... sau domnul da. Vâlceanu? Care nu, din doamna Mocioi. Doamna Mocioi. Doamna Mocioi... practic a zis, vreau loc, îți vreau loc. Am înțeles. Și nu ați putut renunța la șefia PNL Târgu Jiu. Bun, dumneavoastră pomeniți de un termen care nu are, cum să vă spun, relevanță în asta, în discuția noastră de la partid, troc. Da, deci nu a fost niciun troc. A fost o discuție principală între oameni responsabili, între oameni cu funcții, da? Între prim vicepreședintele partidului Niculina Mocioi, între copreședintele Partidului Național Liberal Gorj, Dan Vulceanu și între mine, privitor la o candidatură a unui unei anume persoane, o candidatură feminină, care nici cel puțin, da, nu mi s-a părut deloc de neluat în seamă. Și am apreciat-o ca atare.
discuțiile inițiale cu doamna Mocioi s-au mutat între acolo, nu au presupus nicio astfel de niciun astfel de demers din partea mea de a renunța la funcția de copreședinte pe care am dobândit-o prin muncă. Da, deci nu am fost un, favorizat al soartei, nu am fost un aterizat acolo în postul PDL și actualul PNL pe o funcție de șef. Nu mă interesează funcțiile, dovadă că am acceptat să o susțin pe doamna Mocioi, da, la candidatură, ca și candidat din partea Partidului Național Liberal la un sondaj intern inițial și evident după ce ar fi reportat, să zicem așa, o victorie în sondaj la candidatura pentru primărie. Deci eu sunt deschis și o să fac acest lucru și în momentul în care va fi desemnat candidatul. Pentru mine dorința partidului sau practic obiectivele partidului sunt prioritare, nu ale mele personale, ale organizației din care fac parte. Am înțeles. Nu ați putut renunța la șefia PNL Târgu Jiu. Dar vreau să întreb pe doamna Mocioi. Vreau să întreb pe doamna Mocioi, de ce a fost asta una din condiții? Adică de ce aveați nevoie și de funcția de președinte sau copreședinte? Da, v-am explicat acest lucru înainte de a intra pe telefonic colegul meu. Pentru o echipă, Berca, spuneați, dar evident. Eu v-am întrebat, nu aveați susținerea PNL-ului pentru că propunerea, spuneați, a venit din partea domnului Vâlceanu, copreședintele organizației județene. Domnișoara Stoian. Adică o echipă există și aveți susținerea. Sigur, o echipă respectivă, există, dacă președintele va dat ca prim vicepreședinte, până în momentul de față, eu am coordonat și coordonez, că nu mi s-au dat alte sarcini, partea de Colegiul 2 Senat. Pentru că acolo am inclus și colegiul 5 de deputați. Acum, pe partea de organizare, tot timpul, chiar dacă colegiul 5 presupune și o anumită parte din Târgu Jiu, pe partea de organizare internă, așa este în orice partid, tot Târgu Jiul este coordonat ca activitate politică de colegiul 6. Cum a fost împărțat? E firesc așa, adică în speță de echipa de la municipiu. Și este firesc așa pentru că, iată că se ajunge în alegeri locale și nu le împar Târgu Jiu. Trebuie să știe pe cine au peste tot și cum își fac echipele. Bun, în momentul acela, eu, dacă aș fi rămas singurul candidat al PDL-ului vechi, nu aveam nici o pârghie, pentru că nu am nicio calitate în birou. Adică eu aș fi fost la ședințele de birou doar dacă vroia colegul meu să mă invite. Sau să-l rog dacă consideram că ceva nu este în regulă să rezolve. Ei, bun, când toată presiunea se pune pe un singur om, este normal ca acel om să poată să și decidă. Asta a fost. Da. La mine nu este absolut nicio supărare. Pe mine tot ce m-a deranjat altceva. Că imediat după această discuție, a doua zi, pe surse, a apărut în media cum că aș fi încercat să-i fac o nedreptate colegului meu, spus doar jumătate din adevăr, evident, și că aș fi bătut cu pumnul meu să las pe colegul meu, Edi Berca, fără funcția pe care dumnealui o are. Nu, dar este foarte bine că a decis așa colegul meu și că și-a asumat candidatura și este perfect. Iar eu, la fel cum spune și dumnealui, în urma sondajului și în urma deciziei politice din birou, voi susține pe oricare dintre candidați. Dintre candidați. Pe cel care se va fi poziționat mai bine. Și cred că este foarte bine să se încheie această poveste aici. Lupta mea nu este cu colegii mei. Lupta mea nu este cu Edi Berca. Eu vreau să ajut organizația. Am înțeles, dar de ce nu lăsați și organizația așa să vă ajute? Adică de ce nu aveți încredere în alți oameni ca și organizatori? Că vorbeați de partea de organizare. Păi, da, dar știu un lucru. Când lucrezi tu direct cu omul zi de zi, îl simți altfel și ai și posibilitatea să ți alegi. Deci haideți să nu ne facem adică că nu să vă alegeți niște oameni păi cu care să lucrați. Păi da, este normal. Este normal să poți să îți alegi echipa.
Pentru că răspunzi de ea, în primul rând, cel care va merge, va fi răspunzător de rezultat, domnișoara Irina Stoian. Păi, și atunci când intri într-o luptă de genul acesta, da, nu, este deci nu este normal, telefon. Nu este am normal înțeles, dar, să știi ce încă îți asumi. Dacă în urma sondajului, o să trebuiască să candidați. Așa. Veți avea aceeași pretenție de a prelua și funcția de președinte al... Haideți să vă spun ceva. Târgu Jiu? Este mai mult decât atât. Vorbim de un PNL mare. Ei, în momentul în care partidul va decide cine va fi candidatul pentru primăria municipiului Târgu Jiu, așa cred eu că este corect să se constituie birou unic cu un singur președinte, iar președintele acelui birou trebuie să fie cel pe care partidul îl aruncă în lupta pentru primăria Târgu Jiu. Acela poate să fie Edi Berca, poate să fie Marcel Romanescu, poate să fie Niculina Mocioi, pentru că nu riști să te duci în alegeri doar cu jumătate de partid. Bun, am înțeles. Trebuie să ai tot partidul. Vă rog. Un minut. Vă rog, domnule Berca. De ce m-a surprins solicitarea doamnei Mocioi și de ce mă surprinde în continuare dizertația asta legată de susținere și așa mai departe, mă surprinde pentru că e în afară de statut. Eu, conform statutului, sunt copreședinte al unei organizații care a fost aleasă. Organizația pe care eu o reprezint și pe care am pus-o ca suport unei candidaturi, fie a mea, fie a doamnei Mocioi, este o organizație care a fost aleasă. Este o organizație statutar constituită. Deci, în acest context, statutul, dispozițiile tranzitorii din statut sunt foarte clare. Nu poate să vină oricine ar fi deputat, senator, președinte de partid, să facă o astfel de solicitare în afara statutului. Repet, deci din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie să se desfășoare în limitele și cu în condițiile de permisivitate ale statutului. Repet, deci eu nu am nicio problemă, cum nici domnul doamna Mocioi nu are nicio problemă. Suntem colegi, ne vom susține, sunt convins până la capăt unul pe celălalt. Dar repet, în cazul în care... Surprinderea mea este legată de solicitări în afara statutului. În cazul în care, în urma sondajului, doamna Mocioi o să fie cea pe care partidul trebuie să o susțină, veți ceda și funcția de copreședinte al PNL Târgu Jiu? Nu pot să cedez, domnișoara Stoian, funcția de copreședinte. Funcția de copreședinte este obținută în urma unor alegeri. Pot să renunț la această funcție prin demisie și asta ar trebui să însemne recunoașterea unei proaste activități. Ori, cred că și Niculina Mocioi și dumneavoastră nu mă puteți acuza că nu mi-am făcut treaba la Organizația Partidului Național Liberal. Da, asta a fost și discuția noastră. Numai puțin, Edite, și salut. Să fiu radiat. Te rog. Ori ca să fiu radiat, trebuie să am fie manifestări antidoctrină, antipartid, antistatut. Și de nici de lucrul ăsta nu mă poate acuza nimeni. Bun, tocmai pentru că amândoi am înțeles acest lucru, am închis discuția acolo. Bun, iată că subiectul s-a mai perpetuat pentru că au apărut acele știri pe surse la care eu a trebuit să vin cu lămuriri. Bun, dar în contextul în care, în momentul de față, iată că Edi Berca și-a asumat candidatura, această discuție este închisă. Deci este închisă, n-are sens să mai vorbim despre acest subiect. Deci este închisă. La acea dată Edi Berca nu-și dorea nimic ca și candidat la primăria Târgu Jiu. Și a depus dosarul, de ce este închisă discuția? Am înțeles. Oricum, este prima discuție Mocioi-Berca după acel scandal mediatic
Prin mass media. Nu, stați un pic. Deci nu e vorba de mass media. Da, este vorba de o discuție care s-a purtat și în biroul politic județean. Am înțeles. Este prima discuție care se poartă și într-un studio de televiziune. Mie îmi pare extrem de rău că sunt pus în situația de a da astfel de explicații. Am înțeles. Sunt cumva acuzat, repet, eu personal am fost sunat a doua zi după acea discuție, după ce în sfârșit am convenit că vom depune împreună candidaturile, dosarul de candidatură, am fost sunat de presă exact pe aceeași filieră, pe surse, și m-au întrebat ce s-a întâmplat. Nu am confirmat presupunerile, pentru că erau foarte alambicate acolo. Nu mi-am dorit să ajung să explic lucrul ăsta care mă doare, credeți-mă. Deci ca cineva, ca și cineva să vină să spună, bă, ți-au locul. Că vreau locul. Eu am muncit în Partidul Democrat Liberal și în Partidul Național Liberal și, repet, nu accept, da, să fiu făcut vinovat de lucruri pe care nu sunt, care în primul rând nu sunt probabile. Dar nu se vorbea de nicio vinovăție aici. Nu a pronunțat nimeni vinovăție. Că se dezvoltă subiectul ăsta peste importanța lui. Este o treabă care nu ar fi trebuit să ajungă în presă, era o treabă strict. Dar a apărut în presă, așa că da, și eu sunt sunt de aceeași părere ca lui Edi. Da, interesant este cum au apărut pe surse o informație. Cum a apărut pe surse în media, o discuție purtată într-un sediu de partid, în contextul care... Normal, unul dintre cei trei, acum dacă vedem unde a apărut, nu-i foarte greu să ne dăm seama. Nu-i foarte greu să ne dăm seama. Păi, discuții de acest gen, am înțeles. Că nu ne putem avea de la sediu de partid. Cu toată prietenia aș putea să am și eu față de doamna Mocioi. Da? Deci aceea suspiciune, în condițiile în care, repet, am fost sunat a doua zi, da, eram plecat din era o echipă de la TV Sud, probabil aceeași care a sunat-o și pe doamna Mocei. Și m-au sunat și m-au întrebat. Da, deci aici acea suspiciune pe care mi-l aduce mie doamna Mocei, pot să le am și eu față de dânsa. A, nu, dar nu vi le-am adus. Nu vi le-am adus. Nu a spus nimic. Nu, da. Practic a sugerat. Dar nu, până la urmă, nici măcar. Domnule Berca, nici măcar. Care, da. Haideți să și concluzionăm. Dumneavoastră, nu renunțați la poziția pe care o aveți, pentru că spuneți, ați muncit și printr-o demisie v-ați asuma, din punctul dumneavoastră de vedere, niște erori de management politic pe care credeți că nu le-ați făcut. Nu le-am făcut. Am înțeles. Doamna Mocioi susține în continuare că în cazul în care sondajul o va da drept viitor candidat la primăria municipiului Târgu Jiu. Domnișoara Stoian, nu vorbesc de mine, vorbesc oricare dintre candidați. Da, oricare dintre candidați, adică cel care va fi plasat mai bine și va fi candidat, trebuie să aibă și această poziție, ca să-și poată forma o echipă. Deci eu mi-aș dori să aud această propunere din gura altei persoane sau altor persoane, respectiv cei doi copreședinți. Pentru că în contextul în care programul de activități prevede foarte clar niște acțiuni de făcut, statutul și dispozițiile tranzitorii nu povestesc nimic de astfel de posibilitate, consider că o astfel de temă de discuție nu și are locul. Doamna Mucioi este prim vicepreședinte al partidului, dar în niciun caz nu cred că are abilitatea în acest moment să lanseze o astfel de temă. Este o temă care excede statutului, care trebuie discutată în biroul politic județean,
trebuie probabil adusă la cunoștință Biroului Politic Național. Sunt lucruri care sunt foarte clare în statut, în dispoziții tranzitorii. Am înțeles. Hai să admitem că ies eu candidat. Ce o să se întâmple atunci? O să-l iau pe Marcel Romanescu, care declară că mă va susține, și să-i spun: Vere, scuzați-mi expresia, eu sunt unic aici? Imposibil lucrul ăsta. Sunt așteptări ale fiecăruia dintre noi, ale echipei care a depus efort. Sunt lucruri care nu se pot discuta. Astea sunt în interiorul partidului. Nu venim, scuzați-mă, indiferent de mijlocul media, să le promovăm și să le aducem la cunoștința tuturor. A ieșit în presă acest subiect. Asta este, vi l-ați asumat până la urmă. Oricum, vă mulțumesc mult că ați acceptat... Eu am dat numai explicații, credeți-mă. Până acum am dat numai explicații la niște lucruri. Dar înțeleg că trebuie lămurit, că trebuie odată lămurit și spun foarte clar. Atunci când o să vă lămuriți, așteptăm să ne, ne comunicați și nouă la ce concluzie ați ajuns. Domnișoară Stern. Când, vă veți lămuri dumneavoastră în interiorul partidului. Eu și organizația pe care o... Am înțeles care e poziția dumneavoastră, dar aveți poziții diferite, dumneavoastră și doamna Mocioi. Acum nu știm și pozițiile celorlalți candidați. Eu am poziția conferită de statut. Am înțeles. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat să interveniți telefonic. La revedere. O seară bună. Andrei Novak. Păi acum poate mi-a acordat și mie două minute că ascult așa cu stoicism. Bine, atunci de forțe. O completare sau ce anume? Că bun. A fost o discuție. Păi nu, tot aud statut. Păi, noi trebuie să fuzionăm până în 2017. Să ajungem într-un final să fim un partid. Nu scrie nicăieri unul singur, nu. PDL vechi, PNL vechi. Nu scrie nicăieri că în acest interval de timp nu se poate face birou unic pe fiecare organizație în parte. Ceea ce se și întâmplă în momentul de față cu organizațiile noastre. Acolo unde a fost înțelegere, avem deja birou unic. Despre asta vorbeam și aici. Cel care va fi candidatul partidului la primăria Târgu Jiu trebuie să aibă susținerea PNL-ului mare. Nu a jumătate de partid. De asta ar ajuta, cred eu, să se constituie birou unic la municipiu după ce va fi anunțat candidatul. Altfel, dacă vor exista orgolii, nu avem șanse. Iar eu vreau să cred că avem șanse și că nu ratăm acest moment pe care îl avem în 2016. Andrei Novak. Ai auzit discuția, probabil ai văzut și presa în cel puțin astăzi. Sunt niște lupte interne în aripa vechiului PDL, am văzut niște lupte și la vechiul PNL. Culmea, exact în momentul în care oamenii ăștia ar trebui să fie uniți și să găsească omul potrivit care să-l bată pe cârciumarul și să găsească acele proiecte cu care să-l bată pe cârciumarul. Bun, acum eu o să vă spun că mă întristează lucrurile astea tocmai pentru că îmi dau seama că acest moment 2016 într-adevăr este unul important după 16 ani de mandat al actualului primar și după 20 de ani de mandat al domnului Călinoiu la Consiliul Județean, că a fost și vicepreședinte parcă o dată, dar sau de două ori, problema se pune în felul următor. Nu înseamnă că PNL-ul, și dacă va avea un candidat, există posibilități. Eu asta nu înțeleg. Cred că s-a creat un entuziasm din ăsta aproape fals. Că sigur, cel care va candida la primărie o să și câștige. Că acum e mai sigur decât altă dată. Problema este că... Discutăm chestii separate. Și eu cred, fără să se supere pe mine Edi Berca, că în cazul în care va fi cineva desemnat, normal ar fi să se termine cu 7 birouri, 7 președinți, fiecare are echipa lui, echipă de consilieri, echipă... Întâi să câștige primăria și după aia se pot face după aia
listă cu consilieri și cu asta întâi câștigă, adică nu negocia ceva care nu există. Asta este punctul meu de vedere și am văzut nu doar în echipa vechiului PDL, că și în echipa vechiului PNL se întâmplă același lucru. Adică oamenii au echipe, propun, mi s-a și întâmplat să mi se spună că ai vino, facem, împărțim. Adică mi s-a părut ceva absolut grotesc. Adică discutăm despre... ce nu ai. Da, dar vorbim despre să facem altfel de politică și de fapt ce facem? Împărțim pe care nu le avem. Și discutăm despre lucruri care nu există de fapt. Și poate exista un punct în care, din păcate, aceste... Că nu sunt conflict, adică niște copilării. Iertați-mi cum spun, ținem, și o spun un om care a deținut o funcție de conducere într-o structură politică, i s-au propus și altele și le-am refuzat și am știut să mă retrag atunci când mi-am dat seama că nu se mai poate face nimic sau ceea ce credeam eu că trebuie făcut. Și iertați-mă, acum iară nu că vreau să mă laud, dar structura despre care vorbesc a obținut un rezultat mai mare decât a obținut și fostul PNL și fostul PDL pe orașul Târgu Jiu. Dar în urma, așa cum vezi în urma din unui afară... sistem de campanie, așa cum o văd eu, mie îmi plac campanii electorale. Nu sunt așa de pasionat de funcții în și partide. Și nouă jurnaliștilor. Dar vă spun, nu, îmi place să particip la o campanie electorală. Vă spun sincer, mi se pare un exercițiu a-mi stimula inteligența și modul de a vedea lucrurile. Având în vedere că sunt un om care totuși, studiind în acest domeniu, dar, fiind profesor de istorie la bază, cunosc afară, ce s-a întâmplat în politică ceea în România. Ce se întâmplă acum în politică. Ne-am axat mai mult pe, iată, pe PNL, spuneam că sunt și la PSD niște lupte, dar nu mai avem timp, din păcate, în această dar seară. Dar știți care e problema? PSD-ul are avantajul de a deține aceste două funcții foarte importante. Și v-am spus, este foarte greu și o spun... și domnul Edi Berca și lui Marcel Romanescu, dar o lege electorală care nu te favorizează. Nu există două tururi de scrutin, nu mai poți să mai aduni, dacă n-ai reușit să aduni înainte de primul tur pe toată lumea, nu mai poți să-i aduni după aceea. Ai o lege care te defavorizează, ai un stat care favorizează pe cel care e la putere, poate să-și creeze imagine pe banii publici, că asta este situația, toți pot să facă lucrul ăsta. Deci situația nu este chiar așa de roză și vă spun că va deveni și mai dramatică dacă, Doamne ferește, nu se reușește câștigarea primăriei și a președintelui Consiliului Județean în 2016. Și vă spun asumat. Deci oamenii ar trebui să gândească, că nu știu... Crezi că cineva din afara politicii ar putea să câștige? Da, cred că un proiect... Adică un independent? Da, putea fi un proiect viabil și poate să fie în continuare, că până la urmă nimeni nu poate să-mi spună că dacă s-au fixat niște candidați, bă, dacă am găsit altul mai un candidat care poate fi viabil, nu putem să-l luăm și să-l susținem toți. O, da. Nu, iar da. Eu chiar cred că și în PNL, în PNL ușa eu ar cred trebui să rămână că, deschisă. Că există o șansă foarte mare, cel puțin pentru primăria Târgu Jiu, pentru un candidat independent și un om care ar putea să facă ceva pentru Târgu Jiu, care are într-adevăr un proiect. Asta este, fără să lezez pe nimeni. Deci, bine, repet, nici pe Edi Berca... auzim de proiecte peste proiecte. Doamna Mocioi, dar foarte scurt, în 30 de secunde, dacă puteți să îmi spuneți, cu ce proiecte credeți că ați putea să-l bateți pe Florin Cârciumaru? Dați-mi măcar două sau trei idei. Păi dar foarte scurt, o să spună colegii că deja sunt candidat, iar eu sunt în competiție internă. Păi, domnișoara Stoian, eu sunt un om realist, trăiesc în Târgu Jiu și văd că Târgu Jiu este un oraș închis. Din punctul meu de vedere, este bine, un oraș mort economic, trebuie să știm și noi de ani de zile, trebuie și ne tot plângem. Păi nu, trebuie să pleci. Exact ce vă spuneam și cu pe foarte problema scurt, cu vă rog. Ansamblu Brâncuș. Trebuie să vezi exact unde s-a greșit. Eu nu am cifre bine. Acum. Acum, dacă din am mai avea jumătate de oră la dispoziție, deci, am, da, am spune am și putea unde intra s-a greșit. În detaliu. Dar știu, un lucru. Spuneți-mi în momentul proiecte, în care închizi ușa investitorilor, păi trebuie să dai drumul. Cum îi aduceți pe investitorii ăștia? Păi nu-i mai protejezi pe aia 5-6 oameni de afaceri. Acum nu știu dacă mai sunt protejați. Că au acum, fost da, până cam acum târziu, ceva vreme. Da, e cam târziu. Sunt 16 ani. Bine, târziu o să fie trebuie, și dacă ați ieșit în competiția păi electorală. Păi nu, dar trebuie plecat de aici. Primar. Trebuie plecat de aici, de la latura economică. Să faci ceva din Târgu Jiu, într-adevăr. Să, cum? Pui în valoare minunăția asta pe care ne-a lăsat-o Constantin Brâncuș. Asta știți este o latură culturală, turistică. Pentru promovarea apoi, județului. Apoi tot aud de... În ultimii 4 ani am auzit că Târgu Jiu o să aibă o zonă industrială. Aici, oamenii de afaceri vor putea să-și dezvolte fabricuțe în producție. Creșterea economică nu ai din comerț. Ca să ne lămurim cum e și povestea cu mall-ul. Nu stă creșterea economică. Eu pe latura asta aș merge. Vorbim de programe pentru tineret, păi trebuie să-i strângem să vedem într-adevăr ce vor. Eu nu vreau să vorbesc sau să trec acum 3 idei ca îmbrușuricile alea de campanie. Voi face asta, voi face asta, voi face asta. Nu. Eu o să vreau să fac dezbateri.
Pentru că problemele le iei strict pe categorii socio-profesionale de cei care se confruntă în domeniul lor de activitate probleme. Proiectele nu mai e din păcate timp, nu mai e din păcate timp. Nu s-a pus accentul pe societatea civilă. O să mai discutăm, pentru aici că s-a spuneam, greșit. Aici s-a greșit și problemele și Târgu Jiului le cunoaștem cu toții, dar vrem și noi soluții. Păi da, păi soluții. Știți cum păi, este? Vrem așa, niște așa. Proiecte ca să știm da. Niște soluții, așa cum le vede fiecare om, ca să știm cum și pe cine alegem. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți alături de noi în câteva momente, jurnalul. Bine ne-am regăsit la jurnalul Tele3. Numărul șomerilor crește în județul nostru de la o lună la alta. În iulie erau înregistrate